dat înainte, că nu prea mi-am pregătit nimic în seara asta, de fapt chiar nu. Dar pornind de la ce zicea Claudia legat de lecțiile pe care le-am învățat anul ăsta, cred că e reziliența cea mai importantă, pentru că pandemia ne-a provocat de la relații, la modul de a lucra, la modul de a interacționa cu colegi, cu prieteni, cu șef și de cele mai multe ori, 99% a fost clar online. Deci cumva ne-am mutat toată viața, inclusiv, pot să zic eu, care lucrez de un an și ceva de acasă, cumva totul în online și a trebuit să ne readaptăm și să ne reinventăm. Și de asta zic că în contextul ăsta eu cred că Superblog a venit super... super potrivit, ca să zic așa, ca ediție, pentru că te ajută să, pe lângă faptul că este în online, te ajută să înveți niște lecții și să fi trecut mai ușor, să zic, peste perioada asta de pandemie. A zice, în primul rând, din perspectiva creativității, eu văd creativitatea, și așa s-a și născut inima din cuvinte, cumva și ca un mod de a exprima poate anumite trăiri, poate anumite lucruri pe care uneori nu vrem să le împărtășim cu ceilalți și le împărtășim în scris mai bine, poate ne exprimăm mai bine în scris. Și de asta zic că participarea la competiție chiar odată că îți provoacă, a pus răpitele bine de tot în mișcare și ediția asta, e o surpriză, adică mie mi s-a părut și mai dificilă decât cea la care am câștigat eu. Și apoi partea de, să zic, toate celelalte calități pe care le antrenez, de la ideea de a scrie într-un deadline, de a scrie după, să zic așa, adaptabilitatea asta pe sponsor, pe ideea de a înțelege ce vrea sponsorul. De fapt, sponsorii, să zic așa, rolul lor principal este să vadă că sunt articole în care sunt promovate corect produsele sau serviciile pe care le au și dincolo de corectitudine, într-un mod care, într-adevăr, să-l facă pe orice cititor care nu are legătură cu acest concurs să își dorească să intre pe site-ul respectiv, să cunoască produsele sau serviciile și mai ales să le cumpere. Și atunci, dacă pornești cu optica asta, din start e cu totul altă abordare și alte șanse de a scrie un articol bun pentru sponsor. Poate pentru tine e foarte bun, dar nu va fi la fel de bine văzut de sponsor dacă nu te gândești din perspectiva lui. După, cred că Superblogul a fost, să zic așa, partea de socializare, pentru că a menținut cumva foarte activ datorită comunității și zona asta de relaționare. Eu am resimțit, dacă pot să zic, ca și pierderea majoră pe 2020 sau de când a izbucnit pandemia, zona asta de a comunica, mai ales lucrând de acasă. La un moment dat chiar îi ziceam Claudiei că am devenit așa ușor paranoia, când ieșeam toată ziua cu mască, să nu cumva să mă apropii de cineva. Ei bine, e foarte important să ai niște ancore, iar Superblogul este una dintre ele, pentru că îți dă posibilitatea să interacționezi într-o comunitate online în care împărtășești aceleași valori, cel puțin pe zona de creativitate și de fair play, mai spune, și chiar le-și prietenii frumoase. Eu de aici pot să aș numi eu în primul rând pe Diana, că deja suntem de 3 ani mai bine decât ne știm. Și cred că e un mare câștig și vă încurajez pe toți cei care, să zic, poate n-ați făcut-o sau care ați participat doar la o ediție, două, să intrați în competiție și să faceți pentru voi, nu atât neapărat notele. Știu că am fost super la momentele mele în care eram super înveșurată pe note, dar dacă trece anumită perioadă de timp, îți dai seama că de fapt nu notele rămân, ci rămân în relațiile pe care le construiești cu ceilalți. Cam asta a fost despre participarea mea la Superblog. Vă mulțumesc și vă urez și să ne petrecem cu bine astăzi, că în sfârșit ați scăpat de măști.
Ioana, felicitări pentru tot efortul tău și îți mulțumim pentru susținere. Într-adevăr, da, succesul cred că se construiește, așa cum bine spui, și dincolo de punctaje și contestații, până la urmă, peste ani, ne vom aminti ce am creat împreună. Da. Îți mulțumesc, Ioana, felicitări încă o dată. Și deși ieșim din zona câștigătorilor de anul trecut, rămânem în zona totuși câștigătorilor de trofeu. În seara aceasta o avem alături de noi pe Cătălina Buța, pe care o cunoașteți, pe atunci Cătălina Bianca Cucu, din anul de grație 2018. Da, da. Bine ai venit, Cătălina! Bine v-am găsit, bună seara tuturor! Chiar mă bucur foarte tare să fiu aici și să vă revăd și să vă văd pe cei pe care nu v-am mai văzut până acum. Da, chiar a fost un an în care eu m-am îndepărtat puțin de scris și de blog și îmi pare rău că nu am fost aproape ediția asta să vă văd și să vă citesc, pentru că până la urmă voi transformați cumva reclamele în artă și cred că asta este un lucru deosebit de greu. Vă felicit pentru că ați participat, mai ales pe cei care ați reușit să scrieți la toate probele și să duceți la capăt această competiție. Cumva pentru mine am simțit așa, ca fiind un mercur retrograd continuu, chiar dacă nu sunt eu neapărat cu horoscopul și cu astrele. Dar am învățat foarte mult cât de important este prezența în viața ta a oamenilor care să fie lângă tine în momentul în care ți este foarte greu. Și cred că asta este lucrul care rămâne cel mai tare din Superblog, pentru că deși am rămas destul de departe de competiție în primăvara asta, am avut oameni care m-au simțit și fără să scriu, că aveam nevoie să fie lângă mine și care mi-au scris așa frumos cum scriu ei articole, mi-au reușit să-mi transmită și mie emoțiile lor, să fie lângă mine și să mă ajute să trec peste. Și cred că pentru asta trebuie să vă felicit, pentru că odată ce ați ajuns la Superblog, câștigul cel mai mare este familia asta. Chiar este o familie și o să înțelegeți dacă rămâneți alături de ei, alături de noi, pentru că cred că faptul că pasiunea asta pentru scris ne unește, ne face foarte special și cred că trebuie să ne apreciem și să ne susținem reciproc. Și mai ales vreau să îi felicit și pe Claudia și pe Albert, pentru că ei reușesc cumva să țină la un loc și blogării și sponsorii și cred că ăsta este un lucru deosebit de greu de făcut. Lucrul cu oamenii este unul dintre cele mai grele aspecte în viața asta. Vă urez mult succes în continuare și să vă apreciați oamenii din viața voastră, să vă bucurați de tot ce e mai bun și atât pe plan profesional cât și pe plan personal să vă împliniți toate visurile. Mulțumim tare mult, ne bucurăm că, uite, am ajuns din nou la mare și ni s-a alăturat și Cătălina după niște ani în care nu am reușit să ne revedem. Înainte de a prezenta clasamentul, îi invit de asemenea alături de mine pe unii dintre prietenii vechi, dar buni, care au rămas în comunitatea Superblog. O menționez aici pe Raluca Filimon, cu blogul ei ralustory.blogspot.com. Bine ai revenit, Raluca, te rog! De ce galbenă ești în seara? Mulțumesc! Sunt ca un soare, foarte frumos. De asta am și m-am gândit să mergem la lavandă ca să ne bucurăm de acest moment. Cu siguranță ați aflat despre această experiență interesantă și cred că Superblog este și despre acest aspect și anume despre comunitate, despre o mare familie și despre tot felul de activități pe care noi le putem face împreună. În același timp, cred că sunteți conștienți sau ați conștientizat faptul că platforma de socializare Facebook nu este o simplă platformă pe care noi postăm imagini și primim like-uri, și anume este o platformă e-commerce prin care noi promovăm tot felul de produse și de servicii fără să ne dăm seama, indiferent dacă suntem sau nu conștienți de acest lucru, și același lucru se întâmplă și pe Instagram, platforma pe care noi postăm diferite imagini. În primul rând, aș vrea să mulțumesc literalului românesc.ro
pentru această gală frumoasă, pentru că am posibilitatea să socializez alături de blogării mai vechi sau alături de blogării mai noi și desigur să întâlnesc și sponsori cu această ocazie. În același timp, camerele de la hotelul Opal au o priveliște foarte frumoasă spre Marea Neagră și cred că ar trebui să ne bucurăm mai des de locurile frumoase de pe plaiul românesc. În același timp, aș vrea să-ți mulțumesc, Claudia, pentru fiecare ediție Superblog la care eu am participat. Știu, am foarte mari emoții, dar tu faci o treabă foarte bună și cred că știi asta de foarte mulți ani. Reușești să aduni atât de mulți oameni în jurul acestei pasiuni pentru scris, pentru că eu am început să particip la Gala Superblog în 2014, atunci când treceam printr-o perioadă foarte dificilă din viața mea. Și pentru mine Superblog a însemnat o terapie prin scris. Cred că scrisul te ajută și din punct de vedere psihologic și în același timp scrisul te ajută să întâlnești foarte mulți oameni, te ajută să te dezvolți foarte mult, te ajută să îți pui povestea ta ori într-un jurnal, ori într-o competiție Superblog. Să nu-l uităm și pe Albert, care totdeauna reușește să ne ofere partea de sonorizare și aplauze pentru el, mă rog. Mulțumesc tare mult pentru această invitație. În același timp aș vrea să o felicit pe câștigătoarea Superblog și anume pe Ramona. Felicitări tare mult pentru că știu sigur că în spatele acestei competiții este un efort foarte mare și cred că fiecare dintre noi ne dorim la un moment dat să câștigăm trofeul mult râvnit. Felicit! Nu toți, da, în afară de Daniel. Daniel niciodată nu și-a dorit să câștige, având în vedere faptul că el a câștigat greutatea lui în brânză, la de la cum știu dacă vă aduceți aminte de gala respectivă și a câștigat premii mult mai mari și cred că acesta a fost motivul pentru care nu și-a dorit neapărat să câștige gala Superblog. Pentru mine cel mai mare câștig e că v-am întâlnit pe voi, că mi-am depășit emoțiile și am învățat foarte multe lucruri, în primul rând despre mine. Această pandemie pentru mine a fost una destul de interesantă, la modul că toate proiectele pe care le-am abandonat le-am reluat și sper în continuare să revin la Gala Superblog în calitate de blogger. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc o seară frumoasă și mă bucur că v-am cunoscut. Și Andrei Neagu, și el super, fost super blogger, cantautor, blogger și mai ce? Muzul Cătălinei, da? Îți dau cuvântul. Bună seara, în primul rând. Ca și alții concurenți care au vorbit înaintea mea, nu mi-am pregătit niciun discurs, așa că este așa la rece. Ei bine, în ultima ediție mi-am luat o scurtă pauză. M-am concentrat foarte mult pe muzică. Am scos un album anul acesta, de care sunt foarte mândru. Legat de blogging, ca să zic așa, experiența Superblog a însemnat pentru mine am depășit limitele, pentru că eu simt că aici cred că se aplică în orice faci în viața asta, cred că viața începe la finele zonei de confort și atunci când te autodepășești pe tine în orice ce îți propui, atunci poți să spui cu adevărat că începe viața, ca să zic așa. Așa că Superblog a însemnat pentru mine o experiență, o provocare. Țin minte, la prima ediție
la care eu am participat, am pornit cu un super entuziasm. Evident că după ce am primit 80 de puncte la o probă, era, cred că, de la Cristian Tur sau ceva de genul ăsta. A fost o chestie, pentru mine a fost așa, deci entuziasmul meu era aici și după ce am primit nota, știi, adică, sincer, da. Și apoi am aplicat o altă chestie pe care eu ca un dicton, nu te lăsa bătut, mergi până la capăt, adică na, trebuie să duc un lucru până la bun sfârșit, dar oricum am mers mai departe cu un entuziasm puțin faultat. Așa că da, a fost o experiență interesantă. Și îi apreciez pe toți cei care au continuat să participe și la alte ediții. Poate la ediția următoare mă voi întoarce. Cum spunea Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Așa, mulțumesc frumos! Mulțumim, Andrei, te felicităm. Am înțeles că urmează lansarea noului tău album, chiar foarte curând, săptămâna viitoare. Pentru cine este din București, la The Pub Universității pe 19 iunie, pică într-o sâmbătă, alături de bandul meu, cânt live piesele de pe album. Da, și se vor da CD-uri, se va cânta, va fi multă muzică și voie bună. Așa că vă aștept. Poftim? Da, da, negociem. Și am și ediție limitată, am la mine câteva exemplare pentru cine dorește un CD. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Andrei! Succes și ție în continuare! Te așteptăm cu drag dacă vrei să te duelezi cu superblogării în scris. Și ajungem într-un final și la clasamentul nostru. Deja probele sunt bine cunoscute. Am avut 17 probe, s-au scris aproape 800 de articole, 795. Știți că ne-au pus Kerfer la treabă, la curățenie, apoi Frank v-a invitat să vorbiți despre bucătăria voastră, vindem ieftin v-a invitat să scrieți despre ce înseamnă pentru voi acasă, iar Ambition v-a provocat în bucătărie. La proba 5 am descoperit ce înseamnă economiile fără bani aruncați cu Cash Club. Proba 6 a fost dedicată Evermisaj. Ne-a invitat să ne gândim ce înseamnă modă versus originalitate. Proba 7 v-a dat farmacia la preț mic de lucru și a pus paie pe foc, să zic așa, și Bogdan Dărătan cu frumusețea într-o fiolă. La proba 8, noi am pus toți rotițele în mișcare cu cei 25 de ani construiți în halele Frisomat. Proba 9, Alma Parchet, a fost și lemn, și suflet, și multă pasiune și tensiune acolo. La proba 10, dedicată Indira, ați scris despre cadourile pentru femeile prețioase din viața voastră. 11, marketplacenegociat.ro, ne-a dat o nouă idee de negociere. La proba 12, librarul cu papion v-a lansat o provocare de a scrie despre o invitație, nu la lectură, pentru cei mici. Proba 13, piscineieftine.ro a venit cu o alternativă la turism, bălăceala din curtea proprie. La proba 14, litoralul românesc ne-a invitat să ne gândim ce înseamnă o vacanță în siguranță, în noile condiții. Proba 15, farmec. V-a provocat să scrieți despre cea mai bună versiune a voastră. În cele din urmă, bineînțeles, ne-am gândit la prânzul de Paști și Franche va lansa din nou provocarea de a vă gândi cum și ce ați găti pentru o vedetă care v-ar vizita la prânz. În cele din urmă, cum spuneam, am încheiat curățenia de primăvară tot alături de Kerfer. Și ajungem și la clasament. Așa cum știți, îl vom prezenta de jos în sus, astfel încât să culmineze cu trofeul. Bineînțeles, îi voi invita alături de mine pe cei care sunt, prezenți și îi voi menționa pe cei care sunt finaliști, indiferent dacă prezenți sau nu. Așadar, în seara aceasta, alături de noi, spunea că ar putea să ajungă oare Răzvan Dobre? Este cumva cu noi? Nu știu dacă a reușit să ajungă. În schimb, l-am observat așa cu coada ochiului, un super blogger mai vechi.
Alin Boncea, a venit și el să ne salute. Bine ai venit! Vrei să ne saluți la microfon sau de la distanță? Mai încolo, să prindă curaj. Bine. Așa, ajungem așadar la, dacă nu este Răzvan Dobre, cel care ediția anterioară ocupa locul întâi la băieți, acum este pe locul 59. Ajungem la Givan Iusein, pe locul 52, unul dintre cei mai creativi. Acolo i-ai ascuns. Bine ai revenit, Givan. Cred că mulți ar fi de acord cu mine dacă spun că ești unul dintre cei mai creativi și mai șugubeți superblogger din istorie. Ești și mai și, se poate. Există și mai și ca tine. Îți dau cuvântul, Givan, și îți mulțumesc că ai revenit alături de noi. Bună seara, mă bucur că sunt aici. Eu sunt mai puțin cu cuvintele și mai mult cu scrisul. Felicitări câștigătorilor și organizatorilor și distracție plăcută în continuare. Am o contestație, nu scape așa ușor. Mai întâi, spune-ne, te rog, la câte ediții ai participat? Cred că prima a fost pe 2015. Cam pe ultimul loc, așa. Cu toate articolele scrise, dar tot pe ultimul loc. Și apoi la fiecare ediție. Asta cred că e a 10-a sau 11-a ediție la care participă. Și a fost un fel de rampă de lansare pentru mine. Adică și am învățat să și scriu, să descoper multe. Și vă mulțumesc pentru asta și tuturor, celor care m-au citit. Văd că trebuie să scoatem cuvintele cu cleștele, da? Sau cu forcepsul, după caz, dar perseverez. Givan este modest și nu vă spune prea mult despre el, dar dacă tot l-am prins, îl dau de gol. Și anume, este și scriitor, a publicat într-o antologie, din ce știu eu. Hai, îndrăznește, că nu par deloc timid în scris, ca să fiu, să vorbesc eufemistic, nu par deloc timid în scris. Suntem două persoane diferite, cea din scris și cea din realitate. Da, am apărut acum 2 ani de zile cu o poveste, Planeta X, într-o antologie de proză contemporană. Și de atunci am tot scris și în un grup creat de Florin Piersic Junior, ficțiuni reale. Mai sunt câțiva care scriu de acolo. Și am mai fost invitat să mai scriu, dar n-am avut chef. În Superblog ai avut chef de câteva probe, așa. Da. În podcast mi-ai spus la un moment dat că în funcție de momentul la care te întrebăm, ar putea să fie acasă fie Givan, fie Gigel, fie Inocențiu Matrapa Zlâc și mai cum, Eustachiu Belafonte Clementin? Eustachiu Belafonte Clementin. Scuzați, da. Așadar, dacă unul nu are chef de vorbă, dau legătura celuilalt. Pentru că nu stau bine la cuvinte și nu sunt un orator, nu prea. Da. Prefer mai mult scrisul, chiar acum am scris și. A, ce bine că ai prins ocazia. Uite, te întreb așa, cu subiect și predicat, ce îți place și ce nu îți place la Superblog, într-o frază? Îmi place tot. Uite, n-am scris cea mai scurtă propoziție. Da. Păi... Ce-mi place la Superblog este felul în care îți pune creativitatea la încercare. Chiar dacă sunt multe în care trebuie să scrii despre sponsor, faci în așa fel încât să împaci și pe unul, și pe mine, și pe celălalt. Și pe unii, unii apreciază, alții nu, dar faptul că este o comunitate, că te învață multe, e ceva acolo. A contat pentru mine. Ce nu-mi place la Superblog?
Mulțumesc tare mult, Civan. Mă bucur să ne revedem și îndrăznește. Te pricep foarte bine la cuvinte, chiar mai bine decât noi. Le prefer scrise. Scrise. Bun. Așteptăm așadar brief-ul, sau de fapt nu-ți trebuie, brief cu tot ce-ți place și ce nu-ți place pe adresa redacției. Da? Bun. Mulțumesc, Civan. Și ajungem în continuare la locul 49, pe care se clasează Sebastian Târnoveanu, alias Costică, și el super blogger cu ștate vechi, numai cum. Bună, Claudia, bună, Albert, bună tuturor. Încep prin a felicita câștigătoarele locul 1, 2, 3, pentru că la celelalte gale am omis și nu e de bun simț. Și pe Răzvan Lupitu, care e locul 1 la băieți. Felicitări! Eu am renunțat pe la proba 6 sau 7, cred. Am avut de ales între a scrie doar de dragul de a fi finalist și să public niște materiale proaste și a renunța. Și din bun simț și din respect pentru ce faceți voi aici și pentru sponsori, am zis, mă opresc și las pe alții să își facă treaba, îmi încarc bateriile și revin când sunt mai în regulă. Ca să-ți răspund la întrebarea cu pandemia, pe mine nu prea m-a afectat, mă pot considera oarecum norocos, pentru că prin jobul pe care l-am, nu prea s-au schimbat chestiile la mine. M-am dus la muncă la fel în fiecare zi, într-adevăr a fost puțin stres în plus din cauza situației și din cauza oamenilor care mi-au intrat în magazin, o mască în plus pe față și cam atât. De asta, ceilalți care au fost afectați, n-am decât respect și șapo. Mai aveam niște chestii de spus, dar le-am uitat. Ești pe primul loc la moldoveni din coadă. Da. Pe primul loc la moldoveni din coadă. Stai că trebuie să o procesez pe asta. Că nu-mi iese. Ce vă mai vreau să spun? Nu trebuie să fii specialist pe un subiect ca să fii cel mai bun în Superblog, drept dovadă. Kercher. Vând produsele de la Kercher de ani de zile în magazinul meu, mă pricep la ele și le iau și în service. Și uite, de altădată, nu râde că nu le iau în service de stricate, le iau în service de stricați ce sunt clienții. Și cu toate că știu o grămadă de chestii despre ele, articolul meu nu a fost printre cele mai bune. Nu zic că a fost prost, dar nu a fost printre cele mai bune, ceea ce mi-a demonstrat încă o dată chestia asta, pentru că am mai pățit-o cu mai multe probe de astea tehnice, cu expresoare și alte chestii. Nu trebuie să știi totul ca să fii cel mai bun, ce să place. Ok, mersi mult, distracție plăcută! Că înțeleg că ți-e plac edițiile alea mai lungi de toamnă, cu așa 25 spre 30 de probe, atunci te desfășori în elementul tău ca să fii finalist, nu? Și în toamnă am pățit aceeași chestie, m-am oprit la un moment dat. Trebuie neapărat să-mi încarc bateriile. Momentan mi-am îndreptat atenția spre un alt proiect și sper să revin la Superblog, pentru că poți să scoți un om din Superblog, dar Superblogul din om niciodată. Asta o trecem la catastif, să se noteze post, să o punem pe un banner. Felicitări, Costică, și te așteptăm cu forțe noi data viitoare. Anunțase că ajunge Simona Raluca Turicianu. Oare a reușit? Te rog, Raluca, te invit alături de mine. Avem ocazia să ne și vedem în sfârșit offline. Bine ai venit! Înțeleg Constanțeancă, nu? Din zonă. Am fruntat astăzi ploaie. Și uite că am reușit să ne cunoaștem. Bine ai venit! Bine v-am găsit! N-am pregătit niciun speech. De obicei am foarte mare trac să vorbesc în public sau să fiu ascultată când vorbesc, tot la fel mă exprim în scris. Deci, domnul Givan dinainte era în asentimentul meu. Deci se pare că noi constanțenii avem o problemă cu chestia asta. În rest,
Eu am participat prima oară în 2015, am întâmpinat niște probleme destul de urâte, așa că am renunțat de atunci. Și anul trecut m-am gândit eu prin toamnă că ar trebui să particip iar. Și am participat. Cam atât. Mulțumesc tuturor. Într-adevăr, pot să vorbesc că Superblogul este ca o familie. Și cam atât, că emoțiile își fac rând pe rând loc. Și nu o să mai știu să mai zic nimic decât să vorbesc într-una. Și nu o să mă mai înțeleg. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Raluca! Ne bucurăm că ne și cunoaștem offline și de data aceasta. Succes în continuare! Te așteptăm cu forțe proaspete la toamnă, dacă vei dori. Ajungem în continuare la secțiunea finaliștilor și anume pe locul 38 s-a clasat Daniela Anastasiu, respectiv Nebunelul. Pe locul 37, Adriana Popa, cu blogul A Capriccio. Pe locul 36, Oana Almona Țila, cu blogul Almona Călătorește.ro. Nu finalistă, dar iată cu un punctaj destul de ridicat, încât să o claseze printre finaliști. Bine ai venit! Cred că sunt pe locul întâi la nefinaliști. S-a luat asta este. Cu ce să încep? Cu Superblogul sau cu pandemia? Fără mască să încep. Fără mască. Mă, se spune că ești atât de asocial în momentul în care îți dai seama că în pandemie pentru tine nu s-a schimbat absolut nimic. La fel ca și colegul meu Costică, am muncit în fiecare zi la fel cum munceam și înainte. Într-adevăr, m-am bucurat de traficul mai liber. Asta, pentru mine pandemia a fost un câștig din punctul ăsta de vedere. Din alt punct de vedere, așa cum spunea Raluca Hatmanu, turismul a fost lovit la temelie rău de tot. Și nu vă închipuiți că pentru blogării de călătorie a fost altfel. Dar am avut noroc cu Superblog. Pentru că, iarăși, să citesc un clasic încă în viață, Costică, poți să scoți omul din Superblog, dar nu Superblogul din om. Și a spus și Andrei Neagu ceva foarte interesant apropo de zona de confort, că viața începe la finalul zonei de confort. Eu cred că zona de confort, nu iese nimeni din zona de confort. Practic, zona de confort se lărgește. Și se lărgește și se lărgește și se lărgește până când nu se știe. Dar trebuie să o încercăm. Pentru mine, Superblog a devenit oarecum o zonă de confort și chiar am intrat în panică la un moment dat, că am crezut că nu o să se mai țină. Superblog. Nu știu, am avut așa, zic, domne, zic, sponsorii îs acasă, cifrele lor de afaceri sunt praf, nimeni nu mai vinde, nimeni... Cine mai investește în publicitate? Cine mai are nevoie? Toată lumea pleacă acasă, se desfințează locuri de muncă și... Totuși, zona de confort s-a lărgit. Da. N-am fost finalistă, ăsta a fost un efect advers al vaccinului. În ziua în care a fost... Da, nu râdeți! Că în ziua în care aveam termen la Alma Parchet și chiar îmi pare foarte rău că nu am putut să duc la bun sfârșit acea probă, am făcut rapelul în ziua aceea, aveam 350 de cuvinte scrise, vizualul îl aveam în laptop, a crăpat și laptopul și efectiv în momentul ăla am spus n-am ce să fac, dar în ziua aceea am cunoscut cu adevărat comunitatea Superblog. Pe grup am primit foarte multe sfaturi, iar în privat, nu spun de la cine, știe foarte bine cine ce a făcut. Deci am primit mesaj, dă-mi datele de la blogul tău,
ți-l urc eu de pe mine, după aia schimb toate parolele, schimb tot ce vrei, dar hai să nu pierzi proba. Deci așa ceva într-o altă competiție, că totuși suntem adversari, suntem competitori. Nu, suntem adversari. Dar în momentul în care îți respecti adversarul, te respecti pe tine. Mulțumesc mult! Încep și eu cu pielea de găină. Noi îți mulțumim, Armona, că ne-ai rămas alături. Iată, sunt niște ediții bune de când ne știm. Și 2018. Doar 3 ani și primăvară și toamnă. Și apropo de ce ai spus, că această comunitate este o familie, mi-am amintit și de Radu Țuglea, care spunea același lucru și care ne urmărește acum de dincolo de noi. Și ne lipsește, așa că îi putem dedica această gală și lui, Radu. Îți mulțumesc, Almona, succes în continuare, să ne revedem cu foarte proaspete. Într-adevăr, a fost, nu vreau să vă contest, a fost o mare provocare, mai mare decât de obicei, să ne mobilizăm și pe noi, să convingem sponsorii că merită într-o astfel de perioadă să se implice. Și aici ne-ați ajutat și voi foarte mult pentru că ați muncit. Și dacă ați muncit, ați arătat rezultate, implicit ne faceți și nouă munca mai ușoară să-i convingem că merită să se implice. Continuăm, ajungem la locul 35, pe care s-a clasat Irina Georgiana Tsonev-Filip, de data aceasta participantă cu două globuri, pentru că am avut această premieră, Ordine sau Dezordine și pentru Mame de Gemeni. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit. În primul rând încep cu Almona. Mulțumesc pentru articolul cu module, mi-ai dat de lucru, 3 bloguri, să rămână de... Asta fac de 2 luni de zile. În fiecare zi primesc 3 mail-uri, bad link. Ok, pune și muncește la ele. Ce să zic? A fost o provocare foarte mare să adaptez conținutul articolelor la un blog dedicat viitoarelor mămici de geme. Prima provocare care am scris-o pe el a fost legat de aparatele pentru curățenie și a fost o mare plăcere să scriu la el. Un alt articol tot pe el a fost cel pentru Cash Club, unde l-am scris atât de glumeț, zic eu, și se pare că a fost și apreciat pentru acest lucru. Iar ultimul care l-am scris și se pare că l-am scris mai prost și mi-a dat seama ulterior a fost cel cu parchetul, unde deja a început să-mi stăbat câmpii și nu am mai ținut cont de cerințe. Toată această ediție pentru mine a fost o ambiție. Am încercat să fac SEO, am încercat să bag titluri și 11.000 de hash-uri. Probabil conversațiile pe grup s-au văzut. Am avut ambiția cu 5.000 de cuvinte care m-a făcut praf cu farmacia. Încă aștept niște distonocal. Așa. În schimb, eu nu am o muză, am o antimuză, care este soțul meu. De fiecare dată când nu am ce să scriu, mă duc și îl întreb ce scrie tu despre? El îmi zice ceva și eu scriu opusul lui. El se enervează și mă întreabă de ce mă mai întreb, ca să mă aflu treabă. Și este adevărat, se leagă prietenii, inclusiv aici la mare m-am întâlnit cu o altă blogheriță, ea mamă de 3 copii din Topraisar, Elena Vasile Baniciu. Și nu numai, acum ne mai întâlnim din anul Paști și prin sate pe la munți, unde degustăm cârnați și floricele. E o comunitate frumoasă, mie îmi place. Ideea este că ar trebui să ne vedem și cu alte ocazii, neapărat legate de bloguri. Am putea să legăm prietenii mai mult de atât, nu suntem până la urmă doar bloguri. Sau am putea să ne ajutăm, de exemplu, între companii, am putea să ne ajutăm între bloguri și nu ar fi neapărat la legăturile acelea cu linkurile, care în ultima vreme am văzut scamatorii foarte ciudate. Nu știu, nu o să-l cuvinte. E o plăcere să vin aici. M-am ambiționat să scriu cât mai multe articole, în principiu pentru mare, pentru că nu am fost niciodată la gala de primăvară, pentru că de obicei nu scriam foarte multe articole. Iar prima gală de primăvară am scris-o în spital cu perfuzii în mână. Mă certau doctorii și soțul, dar asta e. Tot o ambiție.
și unii sponsori îmi plac foarte mult, unii mai puțin. Pentru că nu vorbim aceeași limbă, în primul rând. Vrem detalii. Detalii? Nu vorbim aceeași limbă. Și asta mi-am dat seama în Capăra, unde a fost și Bogdan și Daniel, unde unul din subiectele taberei era un brief. Nu contează cine ce și ulterior am cunoscut și cine era în spatele brief-ului și ne-am dat seama că nici noi nu scriem pe înțelesul sponsorului, nici sponsorul nu vorbește pe înțelesul nostru. Undeva la mijloc se taie mesajul. Și noi cumva trebuie să ajungem la acel mijloc să ne dăm seama de fapt cine ce vrea, ceea ce este foarte greu. Aici, da, e Claudia. Ok, mulțumesc. Da, de multe ori am... De multe ori am această revelație, mi se spune adesea, domne, ce vor sponsori ăștia sau invers, dar ce vor bloggerii, dar de ce se supără, domne, din cauza notelor, dar de ce fac contestații, dar de ce nu înțeleg? Și invers, această comunicare bidirecțională este veșnică, o avem din 2008 toamna, cu exactitate, așadar, probabil va persista. Noi, până la urmă, ne propunem în acest context tocmai să vă împrieteniți, să ajungeți mai ușor să vorbiți aceeași limbă. Sigur că sunt infinite nuanțe, așa cum sunt infinite emoții și așteptări. Dar n-ar fi oare plictisitor dacă ați vrea toți același lucru? Și dacă toți ar ști ce vrea celălalt și dacă n-ar fi nicio surpriză? Nu? Revenim la Georgiana. Georgiana, tu ai primit și un premiu de la Cash Club. Cash-ul a venit deja, presupun că s-a rezolvat. Aici avem și tricouri. Și, de asemenea, surpriza de la Farmec și noi îți mulțumim. Cum ziceam și în podcast, îi cunoaștem pe gemeni încă din faza de... încă dinainte de a veni pe lume, să zic așa, și am văzut cum au crescut alături de noi la fiecare gală. Îți mulțumim, distracție frumoasă! Și continuăm. Pe locul 34, Raluca Bresniceanu a revenit în forță după câteva ediții. Bine ai revenit! Am numărat acum câte ediții. Am participat la 8 ediții și am făcut pauză 3 ani. Așa că am de mulțumit, de felicitat, am de mulțumit atâția noi participanți și câștigătoare. Deci chiar nu știu, am intrat în platformă acum participând și nu cunoșteam nici măcar jumate. Deci sunt foarte mulți noi pentru mine. Mă bucuream cu asta pentru că mi-am făcut noi prieteni, așa zic eu. Și vreau să spun că mi-a fost dor de Radu cum am coborât dintre... Știi cine ne-a așteptat în fiecare an în gară? Radu. Ei, nu stăm în niciodată nimic și îmi pare chiar foarte rău că s-a întâmplat așa. Și ce să vă mai zic? Mai întreabă-mă că nu știu. Mai întâi îți dau premiul Farmec să treacă un pic emoțiile. Cum ai regăsit competiția după o pauză de 3 ani? Cum ți s-a părut acum față de atunci? Da. Mai... Față de Georgia, n-ai învățat limba, spus. Deci eu n-am probleme. După un anumit timp, vorbești ce vor, pur și simplu. Știi ce vor, știi ce trebuie să scrii. Deci, nu că mă laudă, eu chiar mă potrivesc cu sponsorii. Deci n-am probleme de genul ăsta. Adică tuturor le place ceea ce scriu. Sau eu scriu, nu, eu scriu cam ce-ar vrea ei să audă, cred că nu rezumesc cu toți. Adică n-am rezumat cu mai mult de jumătate. Mă bucur că mi-a plăcut ce-am scris. Și uite că s-a lăsat cu premii și la niște probe, la evernisaj. La Farmec, mai spun, la farmacia la preț mic. Mă bucur că am câștigat jumătate din problemele care am participat. Bine, eu am vrut mai mult să câștig, dar am câștigat jumătate. Jumătate din probele la care ai participat, cred că e un raport foarte productiv, aș spune. Da, bine că te-ai oprit la timp. Da. Bine că te-ai oprit, ai mai lăsat și pe alții. Ceva de suficiente ori, ar trebui alții. Eu chiar am zis că nu mai particip niciodată, dar fiind pandemia, pe mine m-a afectat pandemia. Nu știu cum alții, cum au putut să nu-i afecteze și pe mine chiar m-a afectat.
din toate punctele de vedere, deci chiar mi-a rea dor de toți. Și să vin să ne vedem și să-i văd, să-i cunosc offline și pe cei noi. Îmi cer scuze că zic cei noi, dar pentru mine sunt cei noi. Să-i nu știu 3 ani, deci sunt foarte mulți câștigători pe care nu îi știu, pur și simplu nu știu. Asta înseamnă pe de o parte că tu ai lipsit prea mult, da, și pe de altă parte înseamnă că au venit multe forțe proaspete. Da, crește comunitatea noastră. Mulțumim tare mult, Raluca. Și ajungem, de fapt revenim la secțiunea de finaliști. Mai înainte se clasează pe locul 33 Andra Corina Vrabie cu Andra Cat. Apoi în secțiunea de finaliști din nou Cristina Scacun cu Jurnal din timpul pandemiei, un blog nou adaptat la situație. Pe locul 31 Valentin Toma alias Moromete, care este în seara aceasta alături de noi. Vă rog, vă rog, chiar nu scăpați. Nu de asta, dar m-au întrebat niște jurii așa, dar cine este Moromete? Așa. Iată, s-a divulgat secretul. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu sunt candidatul la ultimul loc. Mulțumesc! Câte cuvinte am și cât timp? Am puține emoții, că nu sunt obișnuit să vorbesc în public. După criteriile lui Daniel, cred că am reținut, nu? Eu nu prea aș fi... Nu în domeniul blogului, fiindcă am postat doar strict pentru sponsori. Dacă ar... Da. Ca să folosesc o metaforă, cred că sunt pasager clandestin pe corabia blogărilor. Mulțumesc pentru premiu, mulțumesc organizatorilor, ție pentru răbdare, sponsorilor că alocă credit blogărilor în afacerea lor. Și cred că cam atât. Dacă vrei tu să mă întrebi ceva, poți să-ți... Da, aș vrea să știu de ce Moromete? De ce ați ales acest pseudonim, să zic așa, pentru denumirea blogului? Păi l-am ales cam în grabă. E un personaj care îmi place mie. E un român pe care îl consider eu așa... Cum să zic... Ne auzi, da, a spus cineva, da. Exact, da. Poate într-un fel mă reprezintă, eu știu. Da, fără îndoială, aici trebuie să menționăm că și soția, Lilia Toma, a participat înainte la Superblog, așadar, practic își fac concurență în familie, când unul, când celălalt, dar e important că perseverați și... Am aflat că a fost și premiat talentul la, cu o mențiune la proba Kierker. A avut o mențiune specială. O mențiune specială pentru Moromete, așadar, și o încurajare să perseverați. A fost o surpriză plăcută și neașteptată. Da, neașteptat. Am uitat să-i spunem. Da, mulțumesc încă o dată, dar chiar era neașteptat. Da, a fost cea mai faină participare. A avut o abordare așa. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi, Valentin. Succes! Vă așteptăm cu drag și la viitoarele ediții. Pe locul 30 s-a clasat Cristian Lucian Hachner cu două bloguri participant, Club și respectiv Mendre. Pe locul 29, Larisa Mustață cu blogul ei Să călătorim. Bine ai revenit, Larisa! Iată și diploma ta. Bine
bine v-am găsit, emoții avem toată lumea și dacă aveam un discurs pregătit după ziua de astăzi, cunoscătorii știu, l-aș fi schimbat oricum. Superblog este și despre a scrie articole și a lua note mari și a lua premii, dar este și despre comunitatea pe care o avem, pentru că mulți dintre noi interacționăm și în afara superblogului. Blogul tenis sunt o parte specială în ceea ce înseamnă creativitate în viața mea și sper să pot să particip și la întâlnirea cu numărul 100. Aș vrea să le mulțumesc sponsorilor pentru că au avut răbdare să-mi citească articolele. La cele care au luat notă mai mică, îmi pare rău că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor. Pentru farmacia la preț mic, pentru că data trecută am luat notă mică, mi-a pus ambiția să-i mulțumesc și să iau o notă mare și am luat chiar 99, ceea ce mă bucură foarte mult. Vreau să le mulțumesc și celor care nu-i vedem astăzi, să-i mulțumim familiei care ne susține și cărora le răpim din timpul pe care îl acordăm în mod normal și îl acordăm scrisului. Îi mulțumim Claudiei care nu doar în cadrul superblogului este alături de noi, în fiecare zi menționează sărbătoriții zilei, ceea ce este o muncă foarte mare și aduce aminte de toată lumea. Îi mulțumesc lui Albert care o susține pe Claudia pentru... și pentru podcasturile pe care le editați împreună. Este o mare plăcere să le ascult și mulțumesc și vouă pentru că ați putut să fiți aici și vă doresc mult succes! Pentru că rămân alături deja de câțiva, din 2016, deci 5 ani deja. Să, la mai mult să avem împreună, cu sănătate, să ne revedem cu bine. Și felicitări pentru gala online din 3. Bineînțeles! Exact, am avut, ne-a fost alături Larisa la gala online din decembrie, pe toată durata galei, ea fiind în tren. Am avut astfel un moment inedit, cred că am putea să candidăm poate și la un premiu special pentru asta. Și revenim așadar la clasament. Urmează pe locul 28 Ramona Lenghiel cu două blocuri de asemenea informații prețioase și drumul fericirii. Apoi Denisa Grigoraș cu blogul Latitudine slabă. Pe locul 26, Agnes Gottferb cu blogul Tricolona. Pe locul 25, blogul colectiv Fete cu defecte, reprezentat în competiție de grație la Țiplea Bosancu. Pe locul 24, un alt blog colectiv, și anume Soul Diva, de data aceasta cu două participante, Ioana Adriana Oiegaș și Lucia Calo. Pe locul 23, Giovanna Costea cu blogul Giovandis. Pe locul 22, Emil Călinescu, participant cu 4 bloguri, 4 din cele 11. Dacă ar fi fost prezent, ar fi avut ocazia să ni le și prezinte. Este vorba despre emilcălinescu.eu, citeștemil.ro, cinemil.ro și haleștemil.ro. Doar 4 din cele 11 pe care scrie. Pe locul 21, Andreea Zlatan cu blogul omonim. 20, Luminița Dudosă cu magia cuvintelor. Pe locul 19, am ajuns la Violeta Jol cu blogul ei, Povești de neadormit. Bună seara! N-am discurs. E a doua gală la care particip, e prima gală de primăvară. Mulțumesc! Nu știu, dacă ar fi să vorbesc despre pandemie, vreau să răspund la întrebare. Eu lucrez de acasă și copilul cu care locuiesc, locuim îndoi, a avut școală online de acasă. Deci de un an jumate stăm îndoi acasă, ceea ce a fost minunat. A fost bine pentru că am petrecut timp împreună, mult mai mult ca înainte. A fost rău pentru că ai ceva de te chem la microfon imediat. E prima ediție de pandemie pe care am finalizat-o, de fapt a fost cumva dorința mea foarte mare de a fi finalistă în primăvară, pentru că în primăvara 2020 nu am putut, iar în toamnă cred că m-am oprit undeva la mijloc sau mai devreme. Ok.
Îmi pare bine că suntem aici fără măști normali, să zicem, mă rog, mai mult sau mai puțin normal fiecare după posibilități. Mă bucur că ați organizat în continuare și ca să fie cu mulțumiri. Mulțumiri, Claudia și Albert de la Sunet și de la... Așa, Albert de fapt e mult mai mult decât atât. Mulțumesc grupului în general, s-au format, s-au legat, cred, prietenii foarte ok. Și vreau să-l chem pe cineva lângă mine, pentru că vreau să-i mulțumesc și lui. Și-a dorit foarte mult să vină la gală. M-a suportat în toate seriile în care nu mai stăteam cu el și îmi spunea: mă bucur că scrii, dar să se termine odată super blogul ăsta, pentru că așa, ba mai mult a înregistrat și el are o filmare video pentru librarul cu Papion, în care citea din Geronimo Stilton. Vrei să zici ceva? Și după aia o să-l duc acolo, așteaptă de când a început gala să-l duc la locul de joacă. Vrei să spui și tu ceva? Păi mă bucur și eu că sunt aici, la acest hotel m-am distrat de minune și la mare foarte frumos. Și cam altceva n-am ce să zic. Îți mulțumim și ție, Violeta, și îți mulțumim, Andrei, că ai avut răbdare în seriile în care mama scria la probele Superblog. Sperăm să nu rămâi supărat pe noi. Uite, asta a ajutat-o pe mami și pe noi să ne vedem acum aici, iar tu ai deja, înțeleg, porția de joacă rezervată, să te distrezi de minune weekendul acesta și să ne revedem sănătoși. Așa. Sunt curioasă dacă se transmite acest talent la scris, dacă ție îți place să scrii? Eu am făcut facultate de matematică. De 100%. Asta cu scrisul așa. Dar, ba da, ai o editură, parcă, nu? Da. Am numit-o după un joc video. Păi l-am numit după un joc care se numește Hill Climb Racing. Nu cred că ați auzit de el. Mulțumim! Vă mulțumesc așadar celor doi matematicieni, dintre care și un super blogger talentat. Distracție frumoasă amândurora, să ne revedem sănătoși și data viitoare. În continuare, pe locul 18 s-a clasat Ana Maria Jugăurs cu blogul Bibelou. Pe locul 17, Florina Popa-Dumșe cu blogul ei Colți de Suflet. Locul 16, Lăcrămioara Neamțu cu blogul Book My Mind, prezentă în seara aceasta aici. O invit alături de mine, este prima participare la o gală, la o gală Superblog. Mă bucur că avem ocazia să ne și cunoaștem offline. Bine ai venit, Lăcrămioara! Bine v-am găsit și mă bucur să fiu alături de voi. Nu am pregătit un discurs, vreau să vă cunosc și la următoarea gală voi avea mai multe cuvinte de spus. Vă mulțumesc! Sunt curioasă de ce Book My Mind? Cum ai ales denumirea blogului tău? A fost o inspirație de moment. Am început să scriu recenzii, lectura fiind una dintre pasiunile mele. Și mi s-a părut un joc de cuvinte care mă reprezintă. Așadar, Book My Mind, de când există blogul tău? De aproximativ un an jumătate, dar de aproximativ un an scriu constant pe blog. Și Superblog este una din motivații. Ne bucurăm că te-a impulsionat să scrii mai mult și mai des. Păi îți urăm atunci la mulți ani de scris în continuare și de blogging, să fie cu succes pe toate planurile. Și te așteptăm acum că ai spart gheața, te așteptăm și la alte gale Superblog. Mulțumim, Lăcrămioara, succes!
Pe locul 15 s-a clasat Oana Lambrache cu blogul omonim. Pe locul 14 Cristina Ioana Cofaru, de asemenea blogul Cristina Cofaru. Pe locul 13 Andreea Mihaela Hristea Lazăr cu blogul cu care deja ne-a obișnuit de multe ediții, chestiuni serioase. Iată că chiar a purtat noroc, ci numărul 13. Bună seara! Mie nu-mi place să vorbesc în public, așa că nu vreau să stau prea mult pe aici. Te rog să nu mă întreb prea multe lucruri. De regulă, când vorbesc în public, nu-mi găsesc cuvintele, mă blochez, așa că... Da. Hai să te întreb altceva. Sunt deja câțiva ani bun de când participi la Superblog. Cam câte ediții să fie sau câți ani, îți amintești? Nu mai amintesc, dar sunt câțiva ani de când particip, dar nu am participat la toate edițiile. Ediția aceasta înțeleg că s-a lăsat și cu niște premii frumoase. Uite, de exemplu, Bălăceala din piscină a venit cu un câștig. 500 de lei, premiul întâi la proba cu piscine, una din probele care mi-a plăcut cel mai mult. De asemenea, la farmacie l-a preținit. Da. Îl invit pe Bogdan să-ți urmeze premiul. Te bucur de produse. Felicitări. Să-ți urmez și premiul Farmec. Dacă rămâi ceva cu o concluzie, să zicem, după nebunia de pandemie, tu lucrezi în, chiar în domeniul medical, dacă nu mă înșel? Da, nici pe mine nu m-a afectat pandemia foarte mult, pentru că am mers zi de zi la serviciu, în afară de mască, nu pot să zic că au fost schimbări. Nu știu, mai trebuie să mai zic ceva. Da, și la proba chiar am câștigat, da. Da, da, da. Am primit premiu. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mulțumesc. A ajuns, da. Mulțumesc. Dacă ne-ai dat un sfat, tu lucrezi în domeniul medical, dacă ne-ai dat un sfat cum să rămânem, să zicem, nu știu, sănătoși, mai ales emoțional, după nebunia asta, care ar fi acela? Să ne vedem de viețile noastre în continuare. Pur și simplu. Să nu ne gândim prea mult la ce se întâmplă la ora actuală și pur și simplu să ne trăim viața așa cum am făcut-o și până acum. Și noi am zis la fel, drept dovadă că am continuat. Ne-am încăpățânat să organizăm Superblog în pandemie și acum și după pandemie și... practic asta ne-a ajutat, ne-a mobilizat să continuăm tradiția, inclusiv cu sprijinul vostru. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea, îți doresc succes și spor în continuare, să se lase dacă vei dori să scrii cu noi premii, cu noi satisfacții și la mulți ani de blogging! Vă felicit pe toți, o seară frumoasă în continuare! Mulțumim și noi! Permis pe paparaților să se desfășoare. Ne apropiem de top 10. Mai avem pe locul 12 pe Marin Lămânzeanu cu blogul Copper Attitude. Pe locul 11 Daniela Vereș, Moments, Memories, Emotions. Pe locul 10 Alexandra Rada cu blogul Tradiții și Delicii. Pe locul 9, Raluca Angel, cu blogul ei, E un mic secret. O invit pe Raluca alături de mine, pentru ea este prima gală, Superblog. Bine ai venit, Raluca, momentul de glorie la paparații. Urmează momentul de glorie cu diploma, te rog. Mulțumesc mult, Claudia. Faceți o treabă extraordinară că organizația asta. Mulțumesc tuturor sponsorilor, participanților, tuturor celor care au făcut țara asta să se întâmple și, în general, Superblog. Pentru mine, Superblog, da, se simte ca o comunitate, se simte ca o familie. Am cunoscut oameni extraordinari
și se simte ca o școală, pentru că eu sunt începătoare în ale blogului și am învățat enorm. Superblog m-a silit să ies din zona de confort, la propriu, și am învățat lucruri pe care nu le-aș învăța singură și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Printre probele la care ai participat și a fost cu succes, se numără și proba propusă de Vindem Ieftin, care ți-a adus locul întâi. O invit pe Janina Dumitru să-ți mâneze o diplomă. Mulțumesc tare mult, să știi că a fost proba mea preferată și că m-am distrat scriind-o. Cu drag. Și mai avem și premiul de la farmacia la preț mic. Uite, a fost o frumusețe într-o fiolă, s-a lăsat cu premii. Te felicităm, Raluca, îți mulțumim pentru implicarea ta și te așteptăm cu drag și la toamnă. Să nu uit, bineînțeles, de premiul Farmec. Cu drag, să fie de folos și să te stimuleze în continuare să scrii. Te rog. Vreau să zic un singur lucru, ca un, nu știu, un mesaj pentru cine are nevoie să audă. Ideea e să nu renunți. Eu, ultima probă, am vrut să nu mai scriu. Pentru că eram obosită. Da, exact. Și am câștigat un premiu acolo. Mulțumesc. Și nu vă dați bătuți, chiar dacă pare că nu mai aveți resurse sau, nu știu, încercați să faceți un pas cât de mic. La mine funcționează. Mulțumesc mult! Mulțumim tare mult, bravo, ca felicitări! În continuare, pe locul 8 s-a clasat Magda Mihalache cu blogul Filă de Poveste. Pe locul 7, locul 1 la băieți, Răzvan Lupitu, cu blogul lui 99XP. Îl felicităm. De altfel, întotdeauna prezent cu un sfat și de mare ajutor pe grupul comunității noastre. Pe locul 6, Simona Oxana Rusinescu, Mona, așa cum o știm, cu blogul ei O carte nescrisă. A revenit și în ediția aceasta, după mai multe participări și inclusiv implicare în calitate de juriu. Ajungem iată la top 5. Pe locul 5, Ana Maria Haller, cu două bloguri, Dusă cu cartea și Lady in Black. Bine ai venit, Lady in Black! Îți mânesc diploma. Bună seara tuturor! Eu aș vrea să vă felicit pe toți pentru că, într-adevăr, este o competiție foarte solicitantă. În același timp este foarte frumos, pentru că înveți să concurezi tu cu tine și dacă întreba Claudia în legătură cu pandemia, pentru mine pandemia a fost de bine, să-i spun așa. Mi-am petrecut mai mult timp cu familia și în același timp am descoperit această pasiune a mea, bloggingul, și mai nou mi-a schimbat și jobul. Și am foarte multe emoții. Vreau să le mulțumesc Claudiei și lui Albert și domnului fotograf de aici, că nu le ia mulțumit nimeni. Aș vrea să le salutăm și pe fetele noastre din afară, pe Mona și pe Mari, și pe toți cei care n-au putut să ajungă. Noi ne-am văzut între noi, așa că la următoarele gale urmează să vă vedem și pe voi. Ce aș putea să spun? Pentru jurile, cei care ne apreciază, mulțumim. Pentru cei care dau note mai mici, le-am spune să nu mai tai atât de mult în carne vie, că suntem și noi oameni și nu doar niște computere. Și o seară frumoasă tuturor! Mulțumim, Maria! Sperăm că au trecut emoțiile negative și rămân doar cele pozitive. De altfel, a fost o ocazie bună să participi acum cu două bloguri, după participarea din toamnă cu blogul tău de carte, Dusă cu cartea, a venit rândul celui nou, Lady in Black.ro, să se afirme.
Cum ai luat această decizie și de ce cu două bloguri? De, bine, cineva trebuia să-l concureze și pe Călinescu, așa că... Da, pentru că dusă cu cartea însemna mai mult recenzie de carte, Lady in Black înseamnă pasiunea mea pentru negru, chiar dacă lui Emil, cel care are trustul de bloguri, nu-i place negru, dar negru, văd că sunt foarte multe fete în seara asta în negru. Am crezut că eu sunt singura Lady in Black, dar avem aici o multitudine de Lady in Black. Mi-a plăcut foarte mult partea asta de blogging și am vrut să fac ceva, să fie nișat și pe alte lucruri, nu doar pe carte. Lucrul acesta mi-a adus mai multă vizualizare, am primit și mai multe colaborări și de aceea vreau să vă mulțumesc că aveți acest super blog și așa cum spunea și Costică, nu putem scoate super blogul din noi, chiar dacă ne superăm uneori, ne trece și data viitoare o să revenim cu forțe noi și probabil cu mult mai multă creativitate. Mulțumesc și o seară frumoasă! Mulțumesc și Ana. Ne-a rugat sponsorul Cash Club să-ți mânăm pe lângă premiul Cash care deja a venit, a ajuns iată și tricoul. Ai avut o mică recoltă consistentă, a fost și un premiu la proba Evernisaj, talentul a dat roade și îți mulțumim pentru implicare. Sperăm să ne revedem cu bine, felicitări! Așadar, pe locul al patrulea s-a clasat Alexandra Cardel cu blogul ei inefabil.ro, din păcate nu a putut ajunge astăzi. Și ajungem, iată, la podium, pe locul 3, Mirela Crețan, cu o gălăgie în cap, o gălăgie frumoasă, spumoasă, creativă. Bine ai venit, Mirela, prima participare la Superblog, prima clasare pe podium, prima gală. Sunt moartă, efectiv sunt moartă, de emoții. Vă mulțumesc foarte mult. Eu sunt această gospodină cu normă întreagă și cu o normă part-time de recepționer într-un salon de înfrumusețare, care s-a apucat să scrie pe un blog ca să își depresurizeze tensiunile. Nu știam nimic de SEO, nu știam ce e aia ancoră, nu știam nimic. Eu scriam în notițe, dădeam copy-paste în WordPress. Nu știam nici să setez alea, hashtag-uri. Nu știam nimic. Și pentru asta vă mulțumesc, pentru că au fost foarte mulți adversari, concurenți, care m-au ajutat. Și care mi-au explicat, ca la clasa întâi de SEO, ce face fiecare, ce se cere în brief. Nici brief, nu știam ce înseamnă. Și aș vrea să-i mulțumesc Ralucăi Brezniceanu, pentru că dacă ea nu ar fi scris, dacă ea nu s-ar fi oprit din scris, eu nu aș fi luat locul 3. Mulțumesc frumos! Și aș vrea să-i mulțumesc și doamnei Georgiana Enache de la Alma Parchet, care a apreciat articolul meu. E gălăgie mare. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Eu înainte de pandemie ziceam că eu nu mai vreau prieteni noi, că sunt sătulă și n-am timp de ăia pe care i-am. Apropo de ce s-a schimbat în pandemie. În pandemia am stat foarte mult în casă și acasă la mama la țară și a început să vină nevoia de oameni din nou. Despre blogări, mie mi se părea că eu sunt așa o filozoafă care își scrie gândurile și blogării, cei care se numesc blogări, sunt cu fițe, cu din astea, și că se uită de undeva, de sus la omenire. Și am fost foarte surprinsă să văd, să simt, de fapt, dincolo de ecranul telefonului și al laptopului,
că sunt niște oameni foarte mișto, pe care abia așteptam să-i cunosc în acest weekend. M-am bucurat foarte mult. În ceea ce privește sponsorii, lor aș vrea să le mulțumesc, pentru că au apreciat o începătoare cu o creativitate de fața blocului, în sensul în care eu chiar scriu cum îmi trece prin cap, adică nu am filtre și mi-a fost frică la niște probe. Mi-a fost frică. Dar am zis că nu pot să mă dezic de mine și să mă transform într-o lady a cuvintelor, că nu sunt. Și am fost, la fiecare notă eram surprinsă. De exemplu, domnul Cosmin, la vindemieftin.ro, eu am crezut că mai mult de 75 nu am cum să iau. La pisceieftine.ro, la fel, și la Frisomat. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că eu o să scriu despre hale metalice. Nu. Adică pentru mine, eu sunt foarte recunoscătoare, pentru că pe lângă școală, pe lângă comunitate, pe lângă oameni, pe lângă faptul că am prins încredere în mine și că acum pot să mă numesc blogger, nu o filozoafă care scrie într-un spațiu online, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am învățat și m-am gândit așa, măi, dacă oamenii ăștia deștepți, sponsorii și bloggerii care m-au ajutat, mă apreciază și mă felicitau, pentru că și pentru asta sunt recunoscătoare. Adversarii mei mă feliceau de fiecare dată și mă încurajau cu prietenie. Mi-au crescut încrederea în mine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și Claudiei și lui Albert. Cam dat de voi. Vă mulțumesc în primul rând că am dat de voi. Vă mulțumesc! Mai știu ce, sunt moarte efectiv de emoții. Și o să mai vin. O să mai vin și în competiție și la gale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Mirela. Vreau să spun că, nu știu, poate sunt în asentimentul meu. Cei care ați urmărit-o pe Mirela pe parcursul competiției, cred că ați văzut. Ea spune gălăgie în cap. Băi, dar ce gălăgie frumoasă! Cred că a fost revelația competiției, zic bine? A fost revelația competiției. Dacă așa îți vine ție să scrii și mai ești începătoare, Doamne iartă-mă să dea Dumnezeu la toată lumea asemenea talent. Ți-am mânesc diploma și premiul de la Cash Club, tricoul, pentru că deja a ajuns cash-ul. Așa, și de asemenea surpriza Farmec, a fost pentru tine o intrare, o bucurie. A fost o bucurie. Și o bucurie și productivă, pentru că înțeleg că ți-a prins. Am învățat foarte mult, vă mulțumesc, eu am învățat marketing online, practic, câștigând premii, bani, premii, tricouri, produse. Vă mulțumesc! A fost o ediție productivă, putem să un premiu, se strecoară de la farmacia la preț mic. Îți mulțumim tare mult, Mirela, vă invit și pe voi, dacă n-ați citit încă gălăgie în cap, sigur o veți savura. Să ne revedem cu bine! Și ajungem și la locul al doilea, și anume Diana Elena Gole. Te invit, Diana. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! E a doua gală, deși particip prin 2015, a treia oară pe podium. Tot n-am luat premiul, deci cineva poate e invidios pe aici. De fapt, cred că toți suntem câștigători, cred că suntem finaliști sau nu, pentru că a fi blogger nu este simplu, cu toți avem alte joburi, majoritatea avem alte joburi și să ai blog îți consumă foarte mult timp și nervi uneori, pentru că poate o imagine nu e potrivită, poate n-ai scris cine știe cel mai creativ lucru din lume, dar tu totuși trebuie să faci ceva bun în cele din urmă. Avem și SEO, care uneori chiar e foarte greu pentru
toți și, nu știu, e o muncă grea, dar e și frumoasă, pentru că, acum să mă leg și de ce ne-a întrebat Claudia ce a schimbat pandemia, primul lucru a fost că am învățat cât de important e să ai oameni lângă tine, oamenii potriviți și fără ei nu ajungeam aici, aici le-am pe fetele mele, să știu ele care sunt. Și nu doar în online, ci și offline, pentru că noi suntem o familie, cum s-a spus de mai multe ori. Și alt lucru care s-a mai schimbat în pandemie, am realizat cât de important e scrisul pentru mine, pentru că până acum nu realizam și uneori poate nu mi se părea atât de important din perspectiva faptului că eu mai am un job care mi-o ocupă tot timpul și uneori mă întreba, poate nu o să mai scriu la un anumit moment al vieții mele, dar am realizat în pandemie că nu, nu pot să renunț la scris, chiar dacă uneori mai zic că o să renunț și o să închid blogul. Dar nu, nu pot să renunț la scris, m-a ajutat să trec peste multe episoade destul de complicate ale vieții mele și o să continui. Este o prezență constantă de mulți ani deja în competiția noastră. Mai întâi a fost Illusion Street și mai, apoi s-a alăturat și de ale Dianei. Mulți dintre noi, inclusiv noi organizatorii și chiar și sponsorii, se inspiră de pe blogul tău pentru că oferi conținut bogat atât în informații, dar și foarte atractiv vizual. Și știm, cei care te urmărim, știm ce înseamnă lucrul ăsta. Nu știu dacă se poate contoriza în timp, efort, energie și așa mai departe, dar cât crezi că acest mix pe care îl realizezi tu de informație utilă, de conținut atractiv vizual și toată dăruirea și planificarea, că ești mama organizării acolo, cum vezi tu, cât de importantă crezi că este această ecuație într-o clasare pe podium? E deja a câta clasare pe podium? A treia? Da, e foarte important să-ți dozezi foarte bine energia pentru că nu este ușor, adică pentru mine doar imaginile durează undeva la 2-3 ore, deci nu vreau să spun articolul și toate cele cât iau. E important să muncești foarte mult, e important să ai și inspirație, dar cred că munca este acel plus pe care îl adaugi articolelor, pentru că de scris, cum am spus și în podcast, când m-a întrebat, cu toți suntem buni la scris, altfel n-am fi aici. Așa că trebuie să venim întotdeauna cu acel ceva în plus, cu o sclipire, cu orice. Cu orice. Acest orice, de fapt, care înseamnă atât, are atât de multe valențe, ți-a adus și un premiu la farmacia la preț mic. De asemenea, îți înmânesc și premiul Farmec și categoric diploma de super blogger. Te felicităm, Diana. Știm pentru fiecare ediție câtă muncă a fost acolo în spate, mai ales că deja jobul te ocupă tot timpul. Și pe lângă acest tot timpul s-a mai găsit ceva timp și pentru Superblog. Îți mulțumesc tare mult pentru implicare. Și eu mulțumesc, Claudia, pentru tot, pentru că ești mama răbdării cu noi. Nu știu cât ne mai suport și cum. Îi mulțumesc și lui Albert, e mereu acolo la butoane pentru noi și nu vreau să plec înainte de a le felicita pe fete, pe Mirela pentru că a fost grozavă, deci ai fost grozavă, și pe Ramona pentru creativitate, pentru muncă, pentru că știu că și ea are foarte multe și a reușit să facă o ediție extraordinară. Mulțumim, Diana. Dacă este să luați un model de perseverență și de foarte multă muncă și dăruire, atunci clar Diana este omul care vă va inspira. Iată, ne ajungi la vârful clasamentului și apogeul acestei competiții. Pe locul întâi s-a clasat Ramona Cătălina Anastasiu cu căsuța Anastasiilor. Și o invit să-i mânesc trofeul. Este cea de-a treia căsuță, să zic, cel de-al treilea blog care se numește Căsuța, care ocupă locul fruntaș. Și îți înmânez, Ramona, trofeul. Te felicit. Țineți-l bine, bine. Da? E din sticlă. Îl ții bine? Te rog, da. Asta dacă nu vrei să...
te-a prins la poze cu el, dar urmează ședința foto paparații. Bună seara tuturor! Vă prezint jumătatea mai mare a căsuței Anastasiilor. Ar fi fost incorrect să vin aici și să vă mulțumesc tuturor dacă nu v-aș fi prezentat și cine sunt. A doua jumătate doarme. E sus în cameră, cu soțul. Așa că el, împreună cu fratele lui, reprezintă muza mea și reprezintă dorința mea de a vedea dacă pot. Pentru că nu este prima participare la mine, eu am mai participat, cred că prin 2017-2018, după care am făcut pauză, că na, a venit al doilea copil. Și am vrut să văd dacă mai pot, dacă mai există creativitate, dacă mai există putere de muncă. Eu sunt copywriter și content writer. Și content writerii sunt adesea, nu huliți, dar suntem considerați a fi mai lipsiți de creativitate prin prisma faptului că nu este atât de necesar să fii creativ într-un articol care necesită mai mult documentare. Și atunci, dacă tot de 11 ani fac lucrul acesta, am vrut să văd dacă pot depăși barierele. Și, Doamne, pot. Se poate. Pe la jumătatea competiției, sora mea mi-a spus că se vede o diferență foarte mare între cine eram acum 4 ani, cred, și cum scriu acum, raportat la Superblog. Am simțit și eu asta, dar nu am crezut, vă mărturisesc cu toată modestia și sinceritatea, că se va întâmpla să câștig. Vă spun drept, dacă ați fi fost lângă mine când s-au dat notele la Kerher la ultima probă, am murit, efectiv. Deci chiar la modul propriu mi-a fost rău, pentru că de atâta cafea am făcut o alergie. Am avut atât de multe emoții și am crezut până în ultimul moment că nu sunt eu, pentru că în Superblog totul e dinamic. Nu știi ce se întâmplă. Poți să câștigi, poți să ieși cu o notă mai mică. Mi s-a întâmplat și asta. E ok.